Bun găsit, dragi prieteni, la un nou podcast la microfon. Sunt Cătălin Aclad. Astăzi vorbim despre bani publici, cheltuirea lor, dacă putem să ne dezvoltăm cu stilul ăsta de mers înainte, dacă putem să investim, dacă putem și noi să realizăm ceva în perioada asta. Și mă refer la drumuri, infrastructură, să facem și noi ca să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, adică în zona țărilor civilizate. Dacă e posibil cu stilul actual de cheltuire a banului public, o să aflăm astăzi din dialogul cu invitatul nostru de astăzi, domnul Florin Zaharia, pe care îl știți, a fost într-o perioadă și subprefect de Neamț. Domnia sa este comandant de navă, zic bine, domnul Florin, inginer, comandant de navă. Mulțumesc pentru invitație, da, este corect ceea ce spuneți. Dar ați rămas și legat, să spunem așa, de partidul cu care ați candidat la alegeri, USR, da, fără plus, încă... USR, nu? USR-ul... Suntem, da, USR. Comun cu USR Plus. Da. Dar și publicul larg mai ușor de. Ați fost, ați făcut un voiaj, ați plecat, nu, de când ați ieșit din funcție? USR-ul a ieșit de la guvernare. Ce ați făcut? Ați dat o tură așa pe planetă, ca să spun așa. Nu, un pic pe oceanul planetar, ca așa se spune. Și pe unde ați fost? De 6 luni. China, Australia, Africa de Sud. Cam asta a fost zona prin care am navigat în timpul contractului. Am revenit la meseria de bază, să spunem, dar totuși mențin legătura cu ceilalți colegi, încă mai activez în cadrul USR, încă încercăm să mișcăm lucrurile în direcția potrivită, să spunem așa. E destul de greu, vedem cu toții cum merg lucrurile, chiar dacă actuala guvernare se încăpățânează să ne prezinte date care nu sunt chiar conforme cu realitatea. Am văzut cu toții acum 2 zile se prezentau iarăși 25 de spitale care se vor face la nivel național. Ieri s-a revenit, am fost readus. S-a revenit la ce? La zero? La zero, exact. Da, dar eu mă sperii cum au ajuns acum să ne jongleze exact ca la, știi, ca la Iosefini, maestru Iosefini, fără preparație, pac, 25 de spitale. Asta s-a dorit să... Pang, zero. Presa să fie cumva aliata guvernării, stimulată financiar și să nu mai aibă un impact atât de mare și să aducă o corectă informare cetățenilor. Cetățenii au fost ani de la rândul bombardați cu fake news-uri, cu televiziuni și emisiuni de slabă calitate și multă lume chiar de calitatea nu mai e, celor care plăteau. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, televiziunile centrale, și să nu o spunem, televiziunile centrale, da, primesc foarte mulți bani de la unele partide. Și chiar de la bugetul de stat. Și banii sunt, bineînțeles, că nu sub sunt... Sub motivul sunt de la ajutorului în timpul pandemiei s-au virat sume imense la televiziuni, la publicații și așa mai departe. Bineînțeles, doar la cele care nu ieșeau din linia partidului unic, să spunem. Păi e FSD, normal așa ceva, FSD, adică... PNL. Iar USR rămâne singurul partid de opoziție care aduce pe tapet subiectele zilei, le prezintă exact cum sunt ele de fapt, vine, da, și cu soluții pentru problemele. Domnul Florin, dar nu mai văd nici USR-ul așa de hotărât. Adică vine, spune că, mă rog, se întâmplă, dar concret așa văd că e neputință. E neputință sau ce se întâmplă? S-a format o majoritate de peste 70% în Parlament. Orice proiect de hotărâre ai pune pe masa dialogului, la discuție acolo, ori și la, dacă e
foarte bună calitate și îl ține la sertar doar să nu apară că e din partea USR-ului. Dar sau, de exemplu, sau dacă de e exemplu, preluat de către guvernare, este ciuntit și ajustat doar ca să fie în favoarea lor și mult prea puțin în favoarea cetățenilor și a plătitorilor de taxe. Ce proiecte așa foarte bune ar avea USR-ul și le blochează în primul rând coaliția de vorbim guvernare. De proiectul care este subiectul zilei și în discuție și pe buzele tuturor, eliminarea pensiilor speciale. Da, a spus domnul Ciolacu că o să vedem, să facem, da, să dregem. Adică aruncat așa o nadă că, la... Ei vă spun că nu e nicio... Vedem cum spun azi o chestie, mâine se întâmplă exact pe dos și a treia zi se uită și nu mai spune nimeni. Deci asta ar fi principalul proiect pe care ar ajuta economia și bugetul, ar degreva bugetul de o sumă foarte importantă de bani, care ar putea merge în spitale, în învățământ, în infrastructură și așa mai, și așa mai departe. Cel de-al doilea proiect pe care știe toată lumea este fără penal în funcții publice, nu? Care este blocat în comisii la Senat, cred că este acum. Ce ar însemna, foarte interesant, ce ar însemna asta fără penale în funcții publice? Cei care... Ca să înțeleagă fără deci a fost penal. O inițiativă, așa, penal, o inițiativă, penal ce înseamnă? Condamnat definitiv, până la reabilitare nu ai dreptul să ocupe o funcție publică. Ceea ce mă uit la județul nostru, la vârf. Cam tot ce văd pe acolo e cu dosar, e cu probleme. E cu dosar. Sunt condamnări în primă instanță, s-au prelungit sau cât s-a putut de mult. Dar vedeți, în primul rând pe mine cetățean mă deranjează că noi nu putem să avem niște legi normale decât numai pentru amărâți. Pentru amărăștieni găsim tot timpul. Un amărât fură o găină sau mai știu eu ce și... merge direct la închisoare și procesul se desfășoară la foc automat. Pe partea asta cu băieții aleși, băi, nu te poți atinge de ei. Dosare, 40 de termene. Procesele lor merg, cum să spun, cu termene interminabile și ce să vezi, au dat acum prin Curtea Constituțională că e corect, domnule, să se închidă dosarul dacă ele vin din antichitate. Dacă în fine. Ne uităm la componența curții, cred că asta e cel mai... ne dăm seama. Sunt oameni... Cred că ăsta e cel mai rău lucru ce ni se întâmplă astăzi. Adică hoția este cumva prezentată deja așa ca deja devine virtute, nu mai e o chestie... Virtute, normalitate, exact. Da, nu mai e... Asta mi se pare cel mai rău lucru în ziua de astăzi. Sistemul ăsta s-a construit în timp cu complicitatea celor din justiție, din și organele de cercetare. Și ce-i de făcut? Cine poate schimba lucrurile? Eu nu zic că vom putea și nu mă iluzionez, cred că și dumneavoastră, că nu mai sunteți așa tânări să credeți cam tot ce zboară, dar totuși cum e posibil să nu putem face, frate, nici și noi o mică linie de, așa, între omul hoț și omul cinstit, adică chiar în halul ăsta să nu poți să-l dai afară, adică nu spune nimeni, băi nene, dar găsim în instituțiile astea numai oameni cu probleme, numai oameni, bă, da, mergeți în privat, făceți-vă acolo de cap, făceți-vă acolo, așa, stau ca ciorchinele, pe ciorchine așa de bugetul public, de banul public și asta chiar, nu știu, nu înțeleg unde ajungem. Vedeți, dumneavoastră, sunt administrații locale care nu mai au bani să-și plătească iluminatul public. Nu mai vorbim de salarii și asta. Deci, sunt primării care nu-și justifică existența. Deci în programul dumneavoastră există o reformă administrativă. O reformă administrativă pe care trebuie să o punem prin pas, pe tapet. Prin pas voluntar. Adică o asociere, două, trei comune, dacă se pun de acord, domnule, noi vrem să ne unim, să fim aceeași comunitate pentru a fi mai ușor
de a accesa fonduri, pentru a face proiecte mai mari, pentru a face... Vedem cu toții, populația din mediul rural scade, se reduce. Da? Nu mai, scade, pleacă. Pleacă, nu că mai. Pleacă și din și nu mai, în străinătate, deci, din zona rurală. Se investesc bani în renovarea unor școli în care nu învață nimeni. Păi da. Nu... Până se apucă, până fac ei studiu, până se mai nu știu ce, până mai fac licitații, până trec vreo câțiva ani, așa, și în timpul ăsta au loc deci schimbări. Deci trebuie o administrație mai suplă, deci dacă 3-4 comune s-ar uni, ar fi o singură primărie, un singur rând de angajați, nu 4 rânduri de angajați. S-ar, altfel s-ar dezvolta o școală mare în... Să spunem, acum sunt mijloace de transport, microbuze, pot fi aduși copiii la școală. O școală dotată, cu cantină, cu să atragă copiii la școală. Mulți copii din mediul rural nu au șansa să meargă la școală, pentru că știm cu toții, sărăcii, nu au părinții bani, nici să le cumpere haine, nici să le cumpere astea. Statul nu prea face față la toate provocările astea. Sunt județe, cred că și Neamțul în top, dar Vaslui era în care cel mai mare angajator era serviciul de DGASPC-ul din județul respectiv, de asistenții maternali care aveau copii în plasament și în grijă. Nu, dar la noi ce credeți că cel mai mare angajator cred că e Spitalul Județean, nu? Sau tot DGASPC-ul? DGASPC-ul că au angajații aceia însoțitori. Dar luând-o așa, deci noi ne-am întors, bine ați venit în comunism. Noi astăzi când vorbim în 2022, noi vorbim de bine ați venit în comunism. Deci ce mai avem noi mari, eu știu, ce mai avem noi industrie? Mă uit la Piatra Neamț, din anul 2000, ca să vă dau niște cifre, poate și colegul dumneavoastră viceprimar, așa se uită puțin, că nu mai poate continua așa. Nu se mai poate continua ca 20 și... aproape 29% din banii, da, din bugetul unui oraș să fie dat salariu. Nu se poate. Merg la Pașcani. Unde mai la Pașcani, banii pentru investiții și exact, pentru la Pașcani, dezvoltare. 6%. Băi, Pașcaniu, 6%. Are buget jumate, 100 de milioane, în jur de 100 și ceva de milioane, 110, să zic așa. Ei, în Pașcani, bugetul de salarii a primăriei este 6%. Vin în Târgu Neamț, la fel, și aici, 7%. Bugetul în Târgu Neamț este jumate, da, cât la Piatra Neamț. Totuși, Piatra Neamț este... Romanul, la fel. Deci Piatra Neamț acolo... Romanul cred că are bugetul mai mare decât Piatra Neamț. Deci, o zonă mai dezvoltată, colectează mai multe taxe, este, mai da, multe impozite. Au 50 de milioane, în jur de 50 de milioane, peste bugetul lui Piatra Neamț, au vreo 250 de milioane. Din păcate nu. Din păcate văd că nu colectează destul bani. Mulți de unde să mai plecat, colectezi, domn Florin? Oamenii au plecat, nu mai sunt oameni care să muncească, să plătească taxe, să plătească impozite pe locuințe, sunt atâtea apartamente care s-au închis și au plecat oamenii. Nu poți să stea să muncească pe 1500 de lei cât se oferă acum în privat. Iar și privatul ăla nu poate să dea mai mult când statul cocoșează cu taxe și impozite. Știm toții că e criză, o să vină crize și mai mare, este inflație, au mărit costurile cu combustibilul, cu gazele și cu utilitățile. Dacă mai statul, în loc să vină în ajutorul privatului, cel care produce efectiv, nu? Și dă de muncă oamenilor și salarii și le impui noi taxe și noi impozite, să nu ne miri că nici banii aia care se colectează acum de la privat n-or să mai ajungă la stat. Păi și nu, la buget. Vorbim și de eficiență. Vorbesc de eficiență, pentru că la Piatra Neamț este un exemplu de ineficiență a primăriei crasă. O să-mi spuneți că sunt datoriile lui Pinalti. Bă, datoriile lui Pinalti sunt vreo milioane. Acum este posibil 60... un nou proiect să se plătească, să se închidă toate datoriile. Ultimul proiect care a fost aprobat săptămâna trecută în Consiliu, o emitere de obligațiuni, se colectează o sumă de bani care se acopere tot împrumutul care a rămas și să rămână și ceva bani pentru investiții și pentru... Deci eu nu merg pe vrăjelile astea. Deci, da. Astea sunt lucruri de care, domnul Florin,
de care eu mă tem, de combinațiile astea pe care le fac unor politicieni. Eu mă uit în față și văd 2024 și mă ia cu, cum să spun, cu palpitații. Că în 2024 avem un an plin de alegeri, da, și un an în care politicienii noștri, da, în ciuda faptului că stau, cum să spun, aparent liniștiți, și o liniște în România de zici că mamă ce e asta, ei în spate sunt în campanie electorală. Da? Uitați-vă, merg prin comune, prin aia, dau, fac sărbătoarea orașului. Dar eu vorbesc de ineficiență. Ineficiență pe care ei nu o văd. Să vă dau un exemplu de la primăria Piatra Neamț. Venituri din prestări de servicii și alte activități. 3 milioane de lei. Vin la Târgu Neamț și văd venituri din prestări de servicii și alte activități. Peste 22 de milioane. Da? Deci ca, ca să nu vă spun că și Pașcaniu are venituri din extra. De-a lungul din timpului, păi dacă stăm să-i luăm banii omului, 25 de milioane alea, da, pe care îi plătește cetățeanul pe mașină, pe ce mai are el pe casă și așa mai departe, păi nu faci nimic, mă, frate. Banii ăștia, fonduri. Dumneavoastră trebuie să înțelegi, estimați spectatori, astăzi o să-l supăr pe domnul Florin, dar el un tip inteligent, un tip care înțelege despre ce este vorba și își dă seama că nu putem să mai continuăm așa. Păi dumneavoastră, dacă pe vapor ar avea mecanicul salariul mai mare decât dumneavoastră, nu v-ar conveni, pentru că încă un exemplu, nu poți să ai echipaj mai mare decât aproape 60 de milioane de lei. Trebuie să știe lumea cifrele astea. 60 de milioane de lei înseamnă fond de salarii pentru primăria Piatra Neamț, 58, undeva la 5, dar dau așa ca să, același fond de salarii îl are și primăria, atenție, primăria Oradea, undeva la 50. Dar ei au un buget este de un 8 ori, exemplu, da, de bune practici. De bune practici. Dar au un buget de 8 ori mai mare, domnul când Florin. Când a început reforma în primărie, a durat ceva timp, chiar 8 ani până au ajuns la stadiul actual. Dar păi și noi ce trebuie facem? Să începem de undeva. Trebuie să păi începem și noi de undeva. Ce facem? Stăm astăzi să mai facem un împrumut, să ne mai aia, să ne mai scărpinăm. Eu știu că e greu, e foarte greu. Dar dacă nu începem cu o reformă, cum a spus dumneavoastră, comasarea unui comune, unor trei comune, da? Merg la Dragomireș, hai să nu spună cineva că am ceva, mă, cu Piatra Neamț. Că pe mine mă doare că sunt din orașul ăsta, da, și văd cum se prăbușește. Orașul Piatra Neamț, oameni buni, se prăbușește constant din 2018. În 2018 a venit marea prăbușire sub Roman. Lumea, da, trebuie să Roma înțeleagă. Roma nu s-a dezvoltat. Roma nu s-a dezvoltat, are... Vedeți diferența, cum face diferența un drum expres și un acces la... Dar și costurile în primărie cu salariile sunt altele. Eu nu știu ce se întâmplă aici. Nu știu ce se întâmplă aici. În fine. S-au făcut angajări, că mai trebuie, mai așa. Nu știu, nu mă interesează. Dar trebuie să începem de undeva, vorba dumneavoastră. Trebuie să înceapă cineva să-și asume o chestie. Bă, chiar dacă nu mai câștigăm implică, alegerile asta în 2000. Implică un cost politic, probabil. Da. Dar păi cineva, dumneavoastră... dacă nu ia taurul de coarne, să spune, să spun, domnule, asta până aici, asta facem păi și asta. Păi și-l lăsăm pe ăla din privat să stea până când așa să plătească, să-i căutăm totul lui. Vedeți că astăzi, da, când toată lumea încearcă să facă ceva, să-l ajute pe așa, nu se discută de taxe, impozite, vezi, peste tot încearcă liderii lumii să vadă cum fac la prețul benzinei, să mai scadă, să mai nu știu ce, ai noștri să mai punem niște biruri la niște amărâți, exact, la IMM-uri. Băi, frate, eu nu zic. Dar dacă... Să concentreze, știu, pentru mai bună colectarea banilor, a taxelor, a impozitelor, evaziunea fiscală, să vedem unde sunt pierderile, pentru că sunt, păi, dumneavoastră înțelegeți, dumneavoastră știți foarte bine, noi în România împărțim frățește juma 44,6, mă rog, așa să nu dați cu, dacă nu e cifra exact, dar aici e cam undeva. Merge cu statul. Cu statul. Păi, exact. Băi, frate, dacă ăla câștigă minimul pe economie, tu iei jumate. Dar dacă ăla câștigă așa, hai să găsim o formă, da, să vedem. Un alt să... proiect al USR-ului, o propunere de proiect, este zero taxe pe salariu minim. Adică din cei două... Sunt 1,5 milioane cu din privat care sunt cu salariu minim. Dar ar mai câștiga 1000 de lei la salariu, bani care în prezent se duc la stat. Deci până la salariu minim
statul să nu mai colecteze de la acești angajați taxele, iar da, și aici, să revină. Știți care a fost, care a fost șmecheria? S-au prins băieții, au zis, băie, dacă e vorba de așa, hai să-i angajăm numai cu salariu minim, noi nu mai plătim nicio taxă, dar să-i forțezi cumva, nu-i ții în salariu minim, da? Da, pentru că trebuie să spune, domnule, că nu poți să ții un angajat mai mult de 2-3 ani cu salariu minim, pentru că omul ăla, chiar dacă să... nu știe să facă o chestie la început, pe parcurs învață, trebuie să aibă o creștere a salariului, să știi, o predictibilitate, da, da, să spune, da, domnule, da, da. Eu mă duc la locul ăla de muncă pentru că știu că dacă îmi fac bine treaba, o să am o șansă să... Exact. Dar, de exemplu, sunt firme și firme, da? Sunt niște firme foarte puternice în România. Chiar și în Neamț citeam de o firmă care are cifre de afaceri exorbitante. Păi, bă, ăla nu poți să spui că angajează. Dar, de exemplu, unul care vinde în piață. Că eu merg aici la micile așa, la unul care vinde în piață. Da, și vezi că are încasări de câțiva lei pe zi, da? Da, de obicei, este o persoană fizică autorizată care plătește o taxă fixă. Sau nu știu, alte afaceri, alte mici afaceri, când vezi că acolo nu e putere, nu e cifră de afaceri mari. Da, trebuie să fie scutit. Ce să mai cauți? Pentru că dacă cineva are curajul, că trebuie să ai un curaj să, în ziua de azi, să faci un împrumut în bancă sau să spui banii tăi la bătaie și să deschizi o mică afacere și să mai dai, eu știu, 2-3 salarii la încă 2-3 oameni, atunci statul ar trebui să te vină să te încurajeze. Da. Pentru că spuneam la Dragomirești, o comună foarte săracă din județul Neamț, fondul de salarii din primărie este peste 45%. Deocamdată n-am mai identificat în alt loc. Păi bă, frate, dacă noi ținem primării să le dăm salarii și după aia tot ei sunt șmecheri, că bă, noi lucrăm la primărie, noi suntem așa, da, și acolo sunt niște dosari, niște hoții, niște șmecherii din trecut. Deci asta nu-mi place mie, că noi nu realizăm că, da, hai că stăm așa, mergem așa. Nu e așa. Cred că nu e singurul caz din județul Neamț, adică sunt comune formate dintr-un singur sat, sunt 20 de angajați în primărie, cel mai mare angajator din zonă, nu mai este altcineva. Și tu, guvern, i-ai făcut salariul prima, măi, sunt niște hoții de pe vremea lui Dragnea și cred nimeni asta nu merge le... mai înainte, cred că de pe vremea lui Năstase. Nu, Dragnea a făcut, bă, primarii, să vă faceți salariile cât vreți voi. Păi bineînțeles că ești o făcut la maxim. Și le măresc tot timpul. Deci astea sunt niște lucruri care dor în societate. Nu, da? Până la autostradă. Cei care au fost la conducere atunci și... n-au dorit dezvoltare și progres. Au dorit să aibă pe primari captivi, să răspundă la comenzile de la partid, să li se spună, domnule, noi v-am dat, mâine vă putem lua foarte ușor. Nu asta, e, deci e urgent, problem. Trebuie o reformă a statului român, trebuie, la cel mai înalt nivel, așa, și venit și analizat pe fiecare UAT în parte. Da? Pentru asta cred că toți sunt niște, actorii politici, da, trebuie să stea la sunt comune sărace, spune, prin Ialomița, prin zona aia de Bărăgan, unde n-ai niciun fel de agent economic, da? Și totuși ai primării care la Dragnea sunt 100 de UAT-uri în Teleorman. Atenție! Cel mai sărac județ. S-a dat, și nimeni n-a luat atitudine. Voie să, da, să-și facă singuri, da, să trebuie desprindă. Neapărat, din, neapărat sunt făcut o reformă. Atâtea localități în județul Neamț în care n-au bani să plătească. Dar n-au. Deci dumneavoastră știți că acum n-au bani să facă zilele comunei și le dă de la județ ca să facă o sărbătoare, să poată veni și să urce pe scenă și să-i aplaude lumea? Să-i țină tot. Hai, mă, chiar așa suntem de... în siajul lor politic, să le se spună. Și ce-i de făcut, domnul Florin? Iarăși vă întreb. Lumea și-a pus speranță în USR, da, că vine și deci, taie în carne vie. Vă dați seama, o Românie fără hoții, deci cine nu-și dorește așa localitățile ceva? Localitățile în care, să spunem, USR are un cuvânt de spus, știi? Uite, începe să vadă diferența. Dacă mergeți la Săbăoani, unde este colegul nostru Florin Vârgă primar, deja s-au câștigat niște proiecte pentru asfaltări, pentru canalizare, pentru piste de bicicletă, ceea ce e o chestie pentru lăsat să ai piste de bicicletă. Renovarea școlii, a liceului din localitate. Deci
unde se vrea și se dorește și există, eu știu, o majoritate care își dorește acel lucru și o conducere cu viziune spre dezvoltare și spre viitor, se reușește. Dar în comunele în care cetățenii sunt ținuți captivi, să spunem, pentru că nu au nici posibilitatea să meargă la un loc de muncă în afara comunei. În comună nu, da, există niciun angajator. Da, iată la Săbăuani. Da, bravo. Uite, vă mulțumesc că mi-ați dat la Săbăuani. Fondul de salarii din primărie este undeva la 6,5% din bugetul primăriei. La o comună cu aproape, deci nu 44.000 de locuitori. Deci mie personal, ce se întâmplă la Dragomirești, că am găsit cazul ăsta, nu știu, mai sunt și alte, da, n-am avut timp. Mai sunt. 44% oameni buni și acolo oamenii, eu când trec la, când mai treceam la Războieni, așa, mai opream și mai luam ciuperci de la ei, că asta e activitatea. În rest, oamenii n-au de niciunile. E sărăcie, da, cumplită. Păi și tu banii împarți cu... Primarul și-a, da, dat silința. 45% din bani, 46% să-i dai la... AJUFM apare periodic lista locurilor de muncă disponibile și în principal în oraș. Sunt foarte multe locuri de muncă. Oamenii, cei de la țară care ar vrea să muncească, nu? Primarul ar putea să spună, domnule, câți oameni avem săraci aici care vor să muncească? Să-i aducem, domnule, mergem, aducem pe cineva de la JFM, de la firme, să vă prezinte o ofertă. Uite, eu ca și primar o să fac tot posibilul să-i aduc, chiar să vorbim, să vă ajutăm cu transportul, doar să mergeți la muncă și să vină bani în comunitate. În domnul momentul Florin, în care vin bani în comunitate... să vă spun ceva. Hai să nu ne amăgim. După Revoluție, statul și-a luat mâna de pe om. Da? Și l-a lăsat în pace. L-a lăsat în pace să se descurce. L-a lăsat în pace, nu l-a mai întrebat. Cel puțin pe cei din mediul rural nu i-a întrebat de nimic. C-au gaze, c-au apă, c-au... Așa. Da, acum râdem de ei că au WC-ul în fundul curții, da? Oamenii ăștia n-au fost întrebați. Păi, oamenii acum... Și-au cam, cum să spun, mușchiul n-a mai fost folosit. Ei nu mai sunt interesați de muncă, frate. Nu-i mai interesează munca să te duci tu să-l așa. El stă cu ajutorul ăla infim de ajutor de așa. Acolo găsește statul. Pentru că și se mai duce la unui, bate un cui, la altul îi crapă un lemn, la altul îi dă cu var și face așa o mică economie locală, o chestie, nu trăiesc foarte bine, dar se învârt, da? Unii cu alții. Păi du-te, frate, și implică-te acolo, du-te și vezi, băi, trebuie să mergi la muncă, ai copii, ai pentru copiii ăia, trebuie să faci, adică statul încă nu face absolut nimic decât numai pentru aleșii lui, și da? Cetățenii aceia, dacă nu au posibilitatea să plece din mediul lor, să vadă cum trăiesc alți oameni. Păi sunt oameni, dumneavoastră știți că sunt, era acum câțiva ani peste 40% oameni care n-au văzut marea. Noi vedem acum că dau știrile litoralul la deal la vale. Dar sunt aceiași oameni, hai să ne... Așa, sunt aceiași oameni care merg an de an. N-au posibilitatea să vină în oraș la cinematograf, da, sau eu știu, la o... N-au văzut teatru, da, eu știu... Și aici e o adevărată. Asta. Deci fără, la câțiva kilometri de oraș și trăiesc în groapa Marianelor. Da. Primarul respectiv îi ține captiv. Nu faci cum îmi spun eu, nu votez cum îmi spun eu. Patru ani m-am rezolvat, patru ani îmi văd de treabă. Ajutorul social. Și... La revedere. De asta o reformă administrativă. Dar mici... ar tăia legătura asta primar și ițele cu care conduc ei populația locală. Eu nu zic că nu sunt primari interesați. Da. Eu nu sunt că nu... N-aș vrea să dau nume. Dar sunt oameni pe care îi văd că se implică. Oameni care îi văd că sunt interesați în comuna lor și fac lucruri. Da? De exemplu, văd că se fac... bani mai vin de la Uniunea Europeană, mai sunt fonduri. Sunt așa. Proiecte, au venit bani pe pășuni. Iarăși, bani pe care statul nu știu în ce măsură îi controlează. Așa, cel puțin văd cazul de la... Apia... Văd cazul de la Alexandru cel Bun. Văd acolo niște băieți ai dumneavoastră care se implică.
mă rog, ca un ghimpen și așa trebuie să da, fii. Da, pentru că ei iau toate proiectele, le studiază, le și la fiecare ședință care teoretic ar trebui să fie filmată și să dea, să vadă, dea posibilitatea oamenilor să vadă, dar sunt autorități care nu vor să fie filmați și să arate de fapt care e adevărata lor valoare și adevărata de ce, lor. De ce a scăzut USR-ul în sondaje? De ce nu reușește să se, cum să spun, să se regrupeze? Multă lume a crezut, chiar și o parte, mare parte dintre noi, că putem să schimbăm lumea peste noapte, știți? Nu să schimbați lumea, domnul Florin. Dumneavoastră știți ce trebuia să faceți când ați venit la așa? Trebuia să faceți câte o conferință de presă și să ne arătați nouă ziariștilor, uitați hoția cu tare, uitați hoția cu tare, uitați hoția cu tare, noi am venit să vi le arătăm, da? De-aia sunteți în halul ăsta de săraci, de-aia sunteți în halul ăsta de furați și de asta au dosare penale respective. Asta trebuia vedeți să faceți la, dumneavoastră. La nivel central încă se mai mișcă lucrurile și se mai fac chestii de genul ăsta, dar presa nu centrală cel puțin nu e interesată de lucrurile astea, nu mai fac rating chestiile astea. Pentru că, ce anume? Hoția banului public? Da, pentru că pași ce a luat. Dacă vă uitați pe internet deja, multă lume zicea ce a făcut și el, a luat și el. Dacă era oricine acolo, așa ar fi făcut. Toți nu sunteți la fel. Deci nu, cum să nu fii, e chestie din mentalitate. Om bun, cum să nu fii interesat deja când primarul tău are un salariu de, nu știu, 100, 200 de milioane sau cât are, așa și tu te zbați în salariu minim. Chiar nu te interesează că ăla te fură cu acte, ca să spun așa, în mod sistematic. Ei, și de asta n-ai... La o comună aici, de lângă Târgu Neamț, chiar am văzut pe net, un fost primar condamnat anunță că la următoarele alegeri o să vină iarăși, o să candideze și o să... Vă uitați pe internet la comentarii și încurajări. De și ce oamenii ăștia nu pot fi îndepărtați de zona asta a publică? Și de ce nu merg în privat să-și facă acolo și zona asta publică să fie într-adevăr oamenii integri pe care noi mai avem? În România sunt 98% oameni integri care nu fură și nu au dosare de, da, de exact, corupție. Dar oamenii s-au obosit. Le s-a făcut o zi de 30 de ani. Le hamete. Și... Na, nu, probabil și așteptările nu mai sunt așa de mari, pentru că se văd, luptă, merg la serviciu, plătesc taxe și seara sau când trag linii la sfârșit de lună tot nimic. Dom'le, care e soluția? Ce da, facem? Da, da, da. Pentru că vezi că de muncă cinstită, în țara asta nu poți să pui bani pe bani. Eu nu zic dumneavoastră care aveți o meserie complicată, destul de grea, destul de cu probleme, ați fost în perioada asta de pandemie, nu era chiar ușor să umbli prin lume. Dar eu zic așa, în general, omul care, nu știu, lucrează într-o firmă privată în România astăzi. Deci face treaba și când la sfârșit de lună... Păi cum nu vi se pare totuși... Omul ăla n-are și el dreptul să meargă într-un concediu, n-are ba dreptul... Da, păi, dar nu va merge. Păi nu va merge. Nu va merge, pentru că... Trebuie să dea bani la școală, trebuie să dea bani pentru pregătirea copilului, dacă vrea să copilul să meargă. Păi toată lumea acum mai... încearcă, cu cine mai discut și eu, băi, pun și eu bani că nu știu ce va fi la iarnă. Toată lumea caută lemn, caută aia, caută să-și facă provizii, caută... În fiecare lună, da, peste, caută să-și facă provizii că nu știe cum va fi la iarnă. Criza financiară să apropie și de noi. Da. Nu? Adică piețele... Păi asta nu înțeleg eu la anii ăștia așa. Cum am ajuns noi să plătim, măi, fraților, în România, hoția, omul care mai puțin pregătit, îl vedem că e pus acolo. Cum să nu dai tu o lege? Dați o lege, domnul, așa, uite, mi-am asta aminte. Dați o lege foarte clară. Domnule, nu mai putem, în caz de angajări cu bani, da, sau cerere cu bani, pușcărie, nu știu, de la câțiva ani, așa. Da, să văd și eu cine nu e de acord cu chestia asta. O altă lege care a fost, dar a fost schimbată, numai posibilitatea să cumulezi pensia cu salariu. Care se practică. Și, cum și nu ai posibilitatea? A fost o perioadă când, pe timpul Băsescu, cred că a fost o posibilitate, da?
Ai și la pensii, nu mai ai voie să te mai angajezi în sectorul public. Dacă vrei să muncești în privat. Cum nu ai voie? Acum ai voie. Primul care este celebru este primul ministru. Da, este pensionar de armată, are și pensie, are. Și senator. Au consilieri, și-au luat, este și la Piatra, au consilieri și la primărie și la Consiliul Județean, tot felul de polițiști, securiști. Da, și-au luat în continuare. Deci orice lucru bun în țara asta. Vedeți cum se leagă lucrurile prin lucrurile. Și atunci cum face? Ați vorbit polițiști, securiști, adică exact aceia care ar trebui să vegheze și să... asupra banului public. Păi nu, dar de ce îi scot la, pe ea? Păi scot la 45 de ani ca să-i angajez după aia așa. Bun, îi angajez, dar pensia se oprește. Bineînțeles. Vrei adică să mi se pare totuși, ei din două locuri de la stat. Ar trebui să-i încurajezi ca acești oameni să rămână în sistem. Și asta nu e o hoție? Pentru că e, cum vă spun eu, cineva care se angajează, cum vă spuneam de predictibilitate, dacă cineva se angajează, vrea să devină polițist, el știe că, domnule, muncesc 20-25 de ani și astea sunt beneficiile mele după atâția ani de muncă. Deci chestia asta trebuie cumva făcută gradual, să le spunem, domnule, nu mai putem, nu mai permitem noi ca și stat să vă dăm beneficiile astea. Deci pregătiți-vă, eu știu... Dar cât va mai dura? Dumneavoastră credeți că va mai dura mult treaba asta? Nu, pentru că nu mai sunt bani. Pentru că mulgem vaca asta. Acum ați văzut, extra taxe și impozite asupra privatului, dar și privatul ăsta o să spună, stop, nu vă mai dau nici pe aia care vi dădeam înainte. E o mare problemă că și statul are acum, ați văzut că firmele din construcții au venit și au spus, domnule, știi ceva, mai ieftin pentru noi este, chiar îmi povestea cineva, mai ieftin pentru noi este să avem... angajați să aducem din străinătate. Nu, la mașinile la gard, da, nu le mai așa, decât să lucrăm, să, mă rog, sunt și firme serioase aici, fără niciun fel de discuții. Da, deci acum actuala guvernare este, nu știu cum, să-și umple buzunarele cât de mult. N-a fost o voce totuși la Piatra aici, adică totuși corupție e în floare. Ar fi putut vocea dumneavoastră aici să fie mai nu zic de-a dumneavoastră, a USR-ului, așa, să fie mai strong. La spital, la unde mai sunt, pe la salvare, pe ce citim noi prin presă de corupție. Da, aminteați de Alexandru cel Bun, a fost un proiect săptămâna trecută cu expropierile, o suprafață. Și cât le dă? 50 de... Era sub 50 de 0,37 eurocenți. Grupul de consilieri USR, colegii mei, au vrut să depun un amendament să aduc prețul la prețul mai acceptabil, 1,80 și ceva. Nu se poate. În urma discuțiilor cu cei din aparatul tehnic, de acolo s-a spus că este ilegal acest amendament. Amendamentul a fost retras. Proiectul a fost votat în forma inițială, dar astăzi, surpriză, pe site-ul Consiliului Județean apare în loc de 0,37, 1,85. Deci cineva s-a jucat cu cifrele acolo, chiar colegii or să facă o sesizare către prefectură să vadă despre ce e vorba, eroare material sau cineva greșește cifrele cu intenție, cu bună intenție, acte oficiale. Și probabil sunt atâtea cazuri în 5 județi unde nu există o voce într-un consiliu. S-a făcut la partid o analiză, acum după ruperea plus, e o pierdere, e un câștig, Dar nu, marea majoritate din cei, din foștii plus, să spunem așa, colegii noștri, continuă proiectul USR, proiectul comun. Au plecat câțiva europarlamentari și cazuri izolate. E decizia lor, nu știți cum e, nu poți să... Dragoste cu deasila nu... Dar s-a bulversat puțin partidul, adică totuși era... Au existat discuții, întrebări, analize. Erau niște voci la Bruxelles, aveați nevoie, partidul are nevoie și acolo de voci, de, nu? De relații. Știți de... că în străinătate sau partenerii noștri din partidele europene știu exact care e situația și continuăm colaborarea, dialogul,
ca și exemplu, vă spun, a fost ziua Franței săptămâna trecută, singurul europarlamentar invitat a fost Vlad Botoș de la USR, care este în continuare. Da, a fost și Cioloș, că el nu a fost Cioloș invitat. N-a fost Cioloș? N-a fost Cioloș invitat. Da. Ei, na, uite, da. Asta chiar eu știu. N-a mai fost Cioloș? Nu mai e el cu... S-a stricat cu Macron? Oare nu știu cum, ce s-a întâmplat, dar nu a fost invitat acolo în tribuna oficială. Vedeți? Deci, și asta este șansa noastră, că el o fi fost ca și la Paris, țară, pentru că încă suntem în Uniunea Europeană și sper să rămânem, că altă șansă nu avem. Aoleu, cum adică sper să rămânem? Dar nici nu... Păi vedeți că făceam griji. Voci, a apărut partidul Roexit, ați văzut? Probabil, distrugător. Da, sunt, da, da, a apărut partidul Roexit, un partid care asta și... și... Deci reformele astea se vor întâmpla, că nu acum, dar chiar uitați prin programul ăsta, acesta PNRR, care a fost coordonat de Cristian Ghinea de la USR și a primit o notă și aprecieri foarte bune din partea Comisiei Europene, are ca principal obiectiv reforma României. Deci toate legile și toate bornele care trebuie îndeplinite pentru a primi eșalonat banii respectivi, asta înseamnă reformarea României. Chiar banii ăștia merg la toate țările membri, adică bani merg peste tot, adică nu numai la noi, adică nu noi suntem aia care... Noi eram, am fost tot timpul în coada clasamentului la investiții și asta. Am fi putut lua mai mult. Deci prin banii ăștia o să avem în 2026, o să avem autostrada care trece prin județul Neamț. Deci ăsta este un proiect promovat de USR, lobby s-a făcut dăm, din partea noastră. Noi dacă nu ne lepădăm de impostură, de hoție, de corupție, de oameni de ăștia atârnați, dacă eu văd oameni atârnați de funcții, de nu toată viața lor a fost acolo și n-ar făcut, face doi bani. Și în privat n-ar face doi bani, dacă nu scăpăm de oamenii aceștia și punem niște oameni buni la peste tot. Ați văzut că proiectele astea de autostrăzi ies de la CNAIR și intră la Compania Națională de Investiții. Uniunea Europeană a zis, băi, scoate de acolo de la... Faceți circuitul mai scurt, nu mai... Faceți circuitul mai scurt și puneți undeva unde sunt oameni într-adevăr pregătiți. Deci și ăia s-au săturat de noi și ăia văd că ceva e în neregulă. Firme independente, nu se mai lasă totul în baza specialiștilor de la stat. S-a văzut... Știți cazul celebru Luțca cu specialiștii de la... Da, nu prea ați fost, adică așteptam să fiți mai vigilenți. Colegii noștri au fost acolo, au fost chiar singurii care au semnalat problema de la Luțca în cursul, chiar înainte de a se da în folosință podul, pe care au semnalat celor din Consiliul Județean că este ceva în neregul cu podul și li s-a răspuns foarte, stați liniștiți, totul e în regulă. Și am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Dar de ce nu se face un pod? De ce nu se dorește un pod provizoriu? Provizoriu, da? E complicat, Nu e complicat, costă. Costă. Și nu are județul bani? Păi are, dar are euro. Banii să merg la zilele comunilor acum, nu? De ce? Altfel, cum și-ar face domnul Arsenie campanie și dacă nu... Și de ce nu ieșiți mai... strong. Mai, da, au fost comunicate de presă, au fost... Dacă nu... Da, probabil ar trebui să fim mai incisivi și mai... Și plângeri penale, plângeri penale, dumneavoastră, vizibil. Nu trebuie să stați să vă rugați, plângeri penale pentru toate lucrurile astea, adică una e să fie din mâna unui deputat și alta e să fie din mâna unui simplu cetățean. Plângeri penale, asta e. Dumneavoastră trebuie să veniți să schimbați ceva în discurs, pentru că populația vă uită. O să se uite la ăștia, cum să spun, la hidra asta, da? Cum zice Partidul Unic. Mălin Pot, da? Deci hidra asta, este oameni buni, o să o voteze lumea în 2024. Vă dați seama? Nu. Dacă asta vrea poporul... Și atunci merg în continuare, încă patru. Păi așa mergem de 30. Mă uit la... Da, mă uit, președintele. Ar pleca mâine, vorbeam cu cineva, sursă importantă, îmi spunea. Mâine ar pleca Iohannis dacă i s-ar oferi funcția. De ce mă ar pleca?
Păi nu vrea să fie agățat ca Băsescu, știi, după ce iese să fie simplu cetățean. A, deci nu mai vor să fie simplu cetățean, după ce îi plătești și ții pe brațe. Nu o să fie simplu cetățean, o să beneficiezi de vilă de protocol. La găți mai ușor cu dosarele. Chestii și astea. Bănuiesc că mai sunt niște cârligi acolo lăsate în... A, deci nu vrea să scape, să învăța cu bunăstarea. De ce a primit cu brațele deschise PSD-ul? Probabil PSD-ul i-a arătat pisica. N-aș vrea să iau ce mi-a spus mie un, și o să vedeți declarația într-o emisiune, n-aș vrea să iau ce spun cei de la AUR când au strâns semnăturile, președintele s-a speriat pentru demitere și a zis, băgăm și PSD-ul ca să dormim liniștiți. Nu, neapărat. Acolo a fost deci o mare manipulare cu semnăturile acelea. De fapt, nu există nicio cale legală ca un număr de cetățeni să strângă un număr de semnături și să se demită președintele. Deci, știți foarte bine, președintele se suspendă doar prin votul Parlamentului, apoi se face un referendum. Deci sunt mai mulți pași care trebuie urmați. Ce au făcut cei de la AUR? Au strâns o bază de date și date de contact ale cetățenilor care le vor folosi în campaniile electorale viitoare. Asta este tot ce au făcut. Am înțeles. Nimic altceva. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Zaharia, pentru prezența astăzi la emisiune. Vă doresc succes în continuare pentru că aveți mult de muncă până când o să reorientați nava asta USR. Să intre în atenția publică a cetățeanului, să vadă că dumneavoastră într-adevăr vă doriți să schimbați ceva. Și eu sunt convins că lucrurile care trebuie schimbate sunt acestea, da? Schimbăm niște legi fundamentale. Când vedem că de la zi la zi dăm o lege cu avertizorul, ați văzut și la fel cu ăla, n-ai voie să mai vezi o hoție la tine la muncă, da? N-ai voie să o dai la presă, n-ai voie să o dai nicăieri, trebuie să aștepți nu știu câte luni, trebuie să... Deci mie mi se pare totuși că trăim într-o țară complet anapoda. Și dacă ei nu s-au trezit și nu văd că oamenii pleacă din țara asta, nu că trăiesc la limita sărăciei... O mare surpriză pentru că se vor colecta datele de la recensământ și o să vedem cât mai suntem e în țară... E o mare mizerie pentru că s-a făcut prin sate. Or să trebuiască să reducă numărul de parlamentari, să reducă Credeți? Numărul... Deja am înțeles. Dacă se vor introduce datele corect. Nu, atenție. Se vor introduce cei care au murit anul ăsta, cei care au murit anul trecut, da? Vă spun din surse sigure, pentru că recensământul ăsta a fost iarăși o golănie de asta. O facem cu autorecenzare, ca să nu mai cheltuim noi banii cu băieții, să le dăm băiețele, așa, și oamenii cred că vor sta pe telefoane și să vor... Uite că nu s-au recenzat. Un stat modern și digitalizat. Ar trebui să aibă bazele de date corelate. S-au recenzat la mișto, au dat CNP-uri greșite și multe și mai multe. Nimeni nu vorbește despre asta, da? Încă o dată, cei de la statistică, mă rog, de la neamț stau ca porc un păpușoi ca să... În fine, da. Nu mai vorbim. Domnul Zaharia, vă mulțumesc, vă aștept de fiecare dată cu... Și veniți cu... Să facem o bună cu dosare, practică, cu lucruri. Iată, mai des la dumneavoastră și colegii mei. Și eu sunt deschis, eu am fost deschis totdeauna la lucruri de genul ăsta. Să trezim lumea, să trezim... Poate instituțiile nu știu că acolo se comite o hoție sau dincolo. Că nici noi nu știm peste tot și noi căutăm. Normal. Dar dacă le lăsăm așa să... Și avem nevoie de sprijinul cetățenilor. Exact. Bine, vă mulțumesc foarte mult, Florin Zaharia, invitatul nostru de astăzi, vicepreședinte USR Neamț. Vă mai aștept. Cât mai rămâneți acasă? Mai rămâneți? Câteva până... luni. Da? Mai rămâneți. Vă mai aștept la emisiuni. Treabă. Toate cele bune. Vă doresc o vară mai răcuroasă, dacă se poate. Bine, la noi mulțumim că e răcoare la 33 de grade, slavă Domnului, 38, 39, 40, ce spun ăștia. Toate cele bune și să scoatem lucrurile la suprafață. Pe mine nu mă interesează cine conduce țara, ce partid, dar mă interesează să fie o țară accesibilă, adică să nu mă îngreunez, să mă duc la un ghișeu, să mă duc dincolo, să-mi complici viața. Toate cele bune și atenție, oameni buni, la cheltuirea banului public, da? Pentru că foarte mult ban public se duce către buzunărele, unele dintre da? Ele, de atâția ani, eu știu, conectate acolo la bănuțul public, ar trebui să mai tăiem așa niște conducte și banii să meargă acolo unde spune domnul Florin. Spital, școală,
drumuri și așa mai departe, gaz. Asta înseamnă dezvoltare. Dezvoltare. Toate cele bune, la revedere!